sperăm. Ca să sperăm. Sau la distanță întuneric.
aceasta. Îți mulțumim pentru că este încă o seară de har pentru noi. Îți mulțumim că și în seara aceasta știm că ești aici în mijlocul nostru. Îți mulțumim că ne iubești atât de mult și în anul 2019. Îți mulțumim că ești gata să dai har, să dai iertare și în anul acesta, Doamne. Ceea ce te rugăm în seara aceasta este să lași pe Duhul Sfânt peste noi. Te rog, binecuvântează toată adunarea. Te rog, binecuvântează toți credincioșii din seara aceasta. Te rog, binecuvântează cântarea de laudă. Te rog, binecuvântează predicarea cuvântului. Unge pe robul Tău, Doamne. Iar Nouă, dă-ne inimi deschise să înțelegem cuvântul Tău, să-L primim în noi și să-L trăim în fiecare zi. Te rugăm, revarsă din harul Tău și lasă îndurările Tale peste noi în seara aceasta. Și noi vom binecuvânta numele Tău, vom slăvi puterea Ta și Te vom onora pe Tine. În veci să fii glorificat. Amin. Numele Tău e mare, în cer și pe
Numele Tău e minunat.
seara aceasta, Doamne, și ne rugăm în numele Domnului Iisus pentru prezența Ta binecuvântată peste locul acesta. Ne rugăm, Doamne, în mod deosebit pentru cuvântul Tău. Ne rugăm, Doamne, ca să-L ascungere de sus peste lucrătorii Tăi, peste inimile noastre, să putem spune și noi, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Evanghelia Ta și de astăzi, în vremea aceasta, are putere. Îți mulțumim pentru mântuirea, Doamne, care o dai în dar. Ne rugăm, Doamne, să lași mântuire și în seara aceasta pentru cei nemântuiți. Te rog să cercetezi fiecare inimă, Doamne, în numele Domnului Iisus. Te rog să ne vorbești în parte, Doamne, la fiecare. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu faci lucrul acesta pentru că ne iubești și pentru că ne vrei cu gelozie pentru Tine, slăvit să-ți fie numele Tău. Ne rugăm, Duhule Sfinte, în locul acesta, Doamne, să-ți faci prezența în mod deosebit, Doamne, peste întreaga adunare. Și-ți mulțumim și credințăm totul în mâna Ta și știm că ești la lucru, slăvit și binecuvântat să-ți fie numele Tău, Doamne, pentru toate. Amin. Prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne, liniște. În prezența Ta, o Doamne, dai putere ca să trec prin încercare.
poate spăla. Tot păcatul ce-ți condamnă sufletul și mintea ta, cu credincerfa divină, sânge sfânt nevinovat, care o durerea ină și te spală de să vină la mine și să bea. Din inima lui vor curge râuri de apă vie. O săptămână întreagă am ascultat cuvântul Domnului. Sunt persoane care deja în săptămâna asta au promis înaintea Domnului că vor să îl urmeze și apoi să-l mărturisească prin botez. Cu câteva persoane am stat de vorbă, avem deja telefon, dar am vrea pentru toți cei în modul cel mai serios, dacă vrea cineva, dacă mai sunt alte persoane aici care săptămâna asta au hotărât în inima lor, Duhul Sfânt i-a convins că e necesar, că trebuie, că fără Dumnezeu, fără Iisus suntem pierduți, că speranța noastră veșnică este Domnul, pentru toți aceștia și în seara asta când se predică, nu știu cum va fi călăuzit predicatorul, și la ieșire, la terminare, vrem să ne cunoaștem. Pentru că vrem, după numărul de telefon, apoi să ne anunțăm când ne vom întâlni pentru a cerceta Scriptura, pentru a învăța Cuvântul lui Dumnezeu
Și când va fi vremea să fie și botezul în apă. Azi e ziua de bobotează, ziua în care se sărbătorește botezul Domnului. Și noi am avut un botez. Primul membru, sau ultimul membru care îl avem în Betel, sau primul din anul ăsta, este sora Plugar Mariana de la Rea, pe care cu un grup de frați am fost în după masa aceasta, am botezat-o. Îmi pare că nu v-am dat de pe telefon să arătați puțin așa, poate cu altă ocazie. Așa, era bine acum, dar n-am avut gândul ăsta înainte. Am avut o părtășie frumoasă, binecuvântată. Soțul ei, de asemenea, este operat la botezul care îl avem aici și din familie. Și credem că Domnul este Cel care mântuiește, pentru că noi avem aici harul să ascultăm Evanghelia predicată, iar cine dă dreptate lui Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu de har și binecuvântare, este bine primit înaintea Lui și va merge începând de acum, de la începutul anului, împreună cu Domnul Iisus. Fiți binecuvântați de Domnul, toți care ați ales să petreceți cu noi această seară de evangelizare. Vă primim cu drag, vă salutăm cu drag. Mulțumim că unii chiar care erați în anumite biserici în țara Hațului, ați anulat slujbele de acolo sau sunt acolo mai puțin și sunteți împreună cu noi. Mulțumesc la grupul de frați slujitori, o parte din ei, cu care slujim în țara Hațului, o echipă de oameni ordinați slujitori în bisericile din țara Hațului, cu care slujim Domnului în cele 30 de biserici, care suntem împreună cu Betelul o singură biserică, dar ne adunăm în mai multe locații. De fiecare dată le spun, noi suntem un organism care suntem multe mădulare, funcționăm pentru că avem în fruntea noastră pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Cu ocazia asta îi salutăm pe cei care ne urmăresc direct pe transmisiunea noastră care este de aici. De asemenea, le reamintim lor și dumneavoastră tuturor. Dacă părtășia, cântarea, predica, rugăciunea, altele care în săptămâna asta v-au mișcat deosebit, v-au plăcut, ați vrea să revedeți când stați acasă, confortabil, pe fotoliu sau, eu știu, cu familia, aveți un prieten, îl puteți invita și pe Facebook, și așa stăm acolo multe ore, așa scrie Biserica Pentecostală Betel, apăsați cu degetul arătător, așa fac și cei mici de 2 ani, așa, și acolo apare grupul de închinare, laudă, părtășia, Biserica Betel. Și nu uitați, de fiecare dată ne închinăm Domnului și vă așteptăm cu drag. Noi încheiem aici săptămâna asta. Săptămâna viitoare și în săptămânile care urmează, chiar dacă dimineața și seara și peste săptămână nu avem un safir, dar duminică seara încercăm cu ajutorul Domnului și dacă n-am avut cântăreți acum că avem echipa noastră, nu vom avea așa mulți predicatori în luna care urmează, dar avem deja promis pentru săptămâna viitoare 2 grupe de cântăreți. O grupă care se pregătesc la Sibiu. Și dumneavoastră ne-ați auzit de o formațiune BBS-ul care se pregătește și sunt un cor foarte mare care cântă în toată țara și i-ați văzut poate și la Alfa și Omega. O parte din ei sunt pregătiți să vină duminica viitoare să cânte aici la noi. Și de asemenea ne-a promis acel fost păzitor de oi la Reia, Costel Busuioc, care a luat un mare premiu prin Spania și este acum un cântăreț creștin, laudă pe Domnul. Duminica viitoare dimineața este la Călan, iar după masa a pus că dacă e voia Domnului, va fi cu noi aici. Așa că avem har ca să-L binecuvântăm pe Domnul, dar harul mare este azi. Nu așteptați până săptămâna viitoare. Avem harul ca în seara asta să ne închinăm Domnului, predicatorul de dimineață, fratele Ovidiu Stanci, Danciul este cu noi și după masa asta îl binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Ne bucurăm că și-a luat timp, a acceptat să fie cu noi. E și la tabără, la bar, nu? Slăvit să fie Domnul. Nu știu când e tabără în sfârșitul lui iulie. Pregătiți corturile și toate. La tabără sunt Petru Ohaba, unde deja s-au făcut alte modificări și e, sunt mai bune condiții, mai bune decât au fost.
nădăjduim să avem vreo 10 zile de har acolo și de multă binecuvântare. Semne bune anuale. Amin. Semne bune de belșug pentru frații care trag la plug. Așa. Slăviți să fie Domnul. Am vrea în continuare să lăudăm pe Domnul cu cântare. Fratele, sora Rebecca întâi, va lăuda pe Domnul cu cântare. Apoi fratele Dorin. Și apoi împreună cu grupul. De asemenea, ne pregătim în seara asta să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre ca o ultimă jertfă financiară care o aducem înaintea Domnului pentru toată binecuvântarea și pentru nevoile lucrării lui Dumnezeu. Haideți cu inimă bună, cu bucurie să cântăm împreună cu cei care cântă și laudă pe Domnul. Iisus, cine-i tata de plecare, se uită.
Cel mai optim să ascultăm Evanghelia predicată.
Am vrea, după ce ne închinăm Domnului, să ne și rugăm, încredințăm viețile noastre, mâna lui Dumnezeu și ne încredințăm inima și rugăm pe Domnul ca ce nu putem noi să vină El să zdrobească împotrivirea, necredința, să ne dea o inimă bună să putem primi cuvântul lui Dumnezeu. Acum cântăm și ne închinăm Domnului cu darul nostru. Curăție de păcat și de noi, prin sfârșitele al lui Iisus, ești născut din nou de patimântui, prin sfârșitele al lui Iisus, vrei să fii mântuit și de tot păcatul cu
Să-ți mulțumim că până aici Tu ai fost cu noi. Te-ai dat, Doamne, zile frumoase și binecuvântate până aici și în anul 2019. Doamne, mulțumim din toată inima că ne-ai ajutat să fim mereu, mereu în locul acesta și în alte locuri unde am putut să auzim cuvântul Scripturii, vestea cea bună a Evangheliei. Mulțumim, o Doamne, că ai binecuvântat sute de oameni și în această dupămasă să fim la Betel în Hatzei, să ne închinăm înaintea Ta. Mulțumim că am putut să ne rugăm și să aducem dorințele noastre rugăciune înaintea Ta. Te-am binecuvântat și Te-am lăudat pe Tine și, Doamne, știm că și Tu ne vei binecuvânta. Mulțumim că am putut și să dăruim în numele Tău și vei răsplăti fiecăruia, Doamne, că Tu ești bogat în bunătate și Tu, Doamne, binecuvintezi pământul și binecuvintezi anul și Tu dai pâine celui flămând și sămânța semănătorului. Mulțumim că ești Tatăl orfanului și apărătorul văduvei, slăvit să fie numele Tău. Doamne, mulțumim pentru puterea iertării, Doamne. Mulțumim, o Doamne, că Tu prin sângele Tău, vărsat la cruce, ai iertat păcatul nostru, ai iertat vina noastră, ne-ai iertat ieri, ierti astăzi, vei ierta mâine, pentru că Tu ești Dumnezeu și nu-i nimeni ca Tine. Doamne, ziua de mâine nu e a noastră, noi Te rugăm pentru ziua aceasta, Te rugăm pentru seara aceasta, binecuvintează pe fiecare prezent aici, cu darul iertării, Doamne, iartă orice vină, spală și curățește, Doamne, prin puterea sângelui Tău, Doamne. Mulțumim pentru Evanghelia care se vestește, fiindcă ea este puterea Ta, Doamne, pentru mântuirea fiecăruia care crede. În seara aceasta, dă, Doamne, putere Evangheliei, dă putere robului Tău, Doamne, Dumnezeule, umple-L de Duhul Sfânt și de putere, Doamne, și întărește-L în omul din afară și în omul din lăuntru să Te mărturisească pe Tine, Doamne, și Evanghelia și cuvintele care se vor rosti aici să ajungă, Doamne, în inimile noastre și, Doamne, să lucrezi Tu pentru slava și gloria împărăției Tale. Mulțumim, Doamne, Te slăvim pe Tine, Te rugăm totodată, rămână mila și îndurarea, pacea și liniștea peste inimile noastre și peste întreaga adunare și peste fiecare care ne urmărește în numele Tatălui, a Fiului și Sfântul Duh Te-am rugat. Amin. Slăviți să fie Domnul! Vreau să citesc două versete din Psalmul 42. Primele două versete. Mă gândeam că am mai văzut că sunt câteva locuri aici libere. Mai sunt aici, aveți? Ridicați o mână care aveți loc liber lângă dumneavoastră. Doi. Ridic-o, frate, că e gratis, mai tare. Domniță, hai că tu ai făcut sport. Coboare pe frate aici, că sunt locuri, nu stați în picioare, că de acum urmează două ore predica. Bine, mai sunt și aici. Iar e fără bani. Și încă două acolo. A, dar nu stați în picioare, că stau eu de acolo. Deci dacă veniți să stați jos, o să predic mai puțin de oră. Dacă nu, prea o să. Voi alegeți când predic în seara. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Și aici specifică după care Dumnezeu, că-s mult Dumnezeu. După Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă apărăta înaintea lui Dumnezeu? Se întreabă salmistul. Amin. Sincer, hai să mai cântăm o strofă dintr-o cântare, până vin frații, că nu vreau să stați în picioare. Hai, dar și strofele de acolo în sus. Haideți că sunt locuri aici jos. Rândul 1, 2, 3, 4, unde este la Biblia. Fetele de acolo, haideți aici în față, că puteți să stați în față. Da, care de acasă, haideți aici în față. Pune-a la Biblia așa. A văzut primul, haideți să trec locul aici, haideți să cântăm o strofă dintr-o cântare și timpul cântării. Nu-mi place să mă duc în picioare.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Îi mulțumim că a fost prezent. Îi mulțumim pentru dimineața aceasta, că ne-a cercetat. Vrem în continuare prezența lui Dumnezeu să rămână în biserica aceasta. Mă gândeam așa că mi-am schimbat predica, vreau să predic altceva, dar în urma discuțiilor care am avut astăzi cu Florin, cu frații, ne-am canalizat așa, pe direcția asta și am ajuns la concluzia că omul se naște cu o sete. Vedeți, noastră, noi, de fapt, prin construcție suntem făcuți să fim dependenți de apă. Și ți se pare un lucru atât de normal să bei apă. Astăzi e duminică. Este cineva care din 1 ianuarie până astăzi nu a băut apă? Uite, mai sunt și un micioș. Am băut. Deci toți am băut apă, da? Din 1 ianuarie până acum. De ce? Poți fără apă? Nu poți. E un lucru absolut normal. Necesar. Ei bine, Dumnezeu, în înțelepciunea Lui măreață, a pus în sufletul omului și setea asta după El. Care omul încearcă, eu știu, să-și o stâmpere cu tot felul de lucruri. Dar, de fapt, setea asta nu o să se împlinească decât în prezența lui Dumnezeu. Omul încearcă, în stânga, în dreapta, cu tot felul de lucruri. Dar niciodată setea asta nu o să se împlinească. Pentru că golul ăla care îl are omul în inimă și cu care se naște, e lăsat de Dumnezeu. Și singurul care poate să umple golul ăla este chiar Dumnezeu. Și în momentul în care omul se întâlnește cu Dumnezeu și îl acceptă pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor și gustă din Dumnezeu, setea sufletului este stâmpărată, e adăpată. Noi, cu multe variante, încercăm. Sunt oameni care au o sete și spun așa, pentru că noi în lumea asta căutăm fericirea. Toți o căutăm fericirea. Nimeni nu-și dorește să fie trist. Toți vrem să fim fericiți. De aceea ne urăm și la zile de naștere, și la anul nou, și la căsătorii, și la... Să fiți fericiți. Asta ne dorim toți. Căutăm fericirea pe pământ. Și mulți ne gândim că fericirea e lucrurile astea care ne înconjoară. Este o mică fericire în asta. Dar fericirea adevărată este să te apropii și să-L cunoști pe singurul Dumnezeu viu. Amen. Sunt oameni care sunt fericiți în momentul în care își iau o mașină. Ultimul model de Audi. Și spune așa el. Dacă pot să-mi cumpăr Audi A8, luăm un exemplu, da? Ultimul model. Sau un Jeep Audi. Și bă, dacă iau mașina asta, îs fericit. Am o sete, zice, în sufletul meu. Și știu că dacă iau mașina asta, o să fiu un om fericit. Și se duce în Spania, în Germania, în America, lucră, transpiră, pune bani deoparte, mănâncă mai puțin, își adună. Sau alții au un business. Din business-ul ăla își fac bani, își pun bani deoparte. Pentru că au o sete. Și zic, în momentul în care o să am mașina asta, setea mea se va stâmpăra. Și vine ziua în care își cumpără mașina aia. Și stă la volan și știi ce face? Asta-i setea sufletului. Gata! Nu mai întrebe nimic pe lumea asta. Și vorbesc cu el și spune cu o față plină de bucurie, radiază. Și nu mai vreau nimic, crede-mă. Ăsta a fost visul meu, mi-l-am împlinit, gata. Și vine în curtea bisericii. Și dirijează, zice, mai la stânga, mai la dreapta. Și bine, om, e fericit. Doar că trece un an de zile. Și după un an de zile apare un frate din America sau din Spania și parchează lângă el un model mai nou. Și el s-a uitat și zice, ai idee, mă, dar ce e? Cum e? Ce e ăsta? E ca atât, mai modelul mai nou. Zice, acum a apărut ăsta pe o săptămână. Și știi ce se declanșează în omul ăla? O sete. Hai de mine, zice. Cât ai dat cu el? Deja nu se mai uită la mașina lui. Cât ai dat? Mă, omule, stai, mă, că visul tău e aici, mai la dreapta. Nu, nu, zice, cât, cum? Lasă-mă să stau un bil la volan. Pornește! Și a doua zi, mașina lui este OLX. De vânzare sau variante. Dă diferența
e disperat să-și ia modelul nou. Pentru că crede că dacă își ia modelul nou, s-a aștept. Numai că el nu realizează că, de fapt, după un an de zile mai apare un motel. Alții, telefon. Zice, mă, ăsta, dacă mi-l iau, mă mai întreb, uite ce camera are ăsta, uite cum filmea, uite ce memorie are ăsta. Ăsta, dacă mi-l iau, liniște, frate, ce cu mine nu mai auzi de telefon. Și și-l cumpără, face tot posibilul, nu? Și-l cumpără. Doar că, la un moment dat, stând undeva, la o părtășie, cu telefoanele pe masă, vede că lângă el își pune un telefon cu atâta mai mare. Dar ce model e ăsta? Acum a apărut. E ca la tău, numai că ăsta e modelul nou. A tău rămas vechi. Și dintr-o dată, ăsta are o senzație de sete. Cât? Cum? Deschide-l, să vedem cum? Să declanșează în el setea asta. Alții cu ceasul. Îți disperați. Nu apare un ceas nou să nu-l aibă pe mână. Și zice, ăsta dacă le-au cu patru diamante, apoi chiar nu mai trebuie nimic. Și și-l ia. Numai că după 2 ani apare unul cu 6 diamante. Și dintr-o dată lui și-l pune la colecție, zice, bă, trebuie cu ăla cu 6. Alții după haine, alții după cutare, alții după cutare, alții după mobilă, alții după case, alții... Fiecare are și zice, mă, dacă văd asta, gata, chiar că nu mai trebuie nimic. Oameni buni, nu e rău să le aveți lucrurile astea. Dar să nu vă mințiți pe voi înșiși că fericirea nu stă în lucrurile astea, stă pe moment. Fericirea care dăinuiește se află în singurul Hristos care ne-a mântuit. Și cu adevărat suntem fericiți în momentul în care îl avem pe El. Că poetul nostru național, Mihai Eminescu, care ne mândrim și care ne face, ne mănâncă zilele la bac, nu? Mihai Eminescu a spus un lucru extraordinar de mare. Am văzut oameni care aveau totul și n-aveau nimic. Și am văzut oameni care n-aveau nimic, dar aveau totul. Interesant. Cum au ajuns ăsta la concluzia asta? Pentru că am văzut oameni care, avându-L pe Dumnezeu, erau zâmbăreți, erau fericiți. Bă, nu-ți mai trebuie, nu, zice. Cât îl am pe Hristos, care mă mângâie, care mă salvează, care mă iartă, care mă vindecă, ce-ți mai trebuie? Nu mai trebuie nimic. Și adevărata sete o afli doar în prezența lui Dumnezeu. De-aia a spus psalmistul, cum dorește un cer. E bună comparația. Cerbul dorește izvoarele de apă, zice. Așa sufletul meu, Doamne, tânjește după Tine, Dumnezeu. Noi avem o sete, oameni, în care nu o primim decât în prezența lui Dumnezeu. O ascundem de multe ori, dar ea există. Ea e acolo. Și ea te macină în fiecare zi, până în ultima clipă a vieții tale, dacă nu te întorci la Dumnezeu. Dar în momentul în care te întorci la Dumnezeu, cum spunea fratele Mircea aici, când te întorci la Dumnezeu, avem un Dumnezeu care din inima Lui țâșnesc râuri de apă vie. Și acest Iisus îți inundă cu bucurie. Îți inundă sufletul tău care însetează. Ne spune Biblia despre un om și îl numește Biblia mai marele vamișilor. Era un om pe nume Zacheu. Omul ăsta, să nu vă gândiți voi că să fii vameș pe vremea aia, era cu ștampilele la mamă. Să fii vameș pe vremea aia însemna să treci pe la frații tăi pe acasă și să iei taxa de protecție a Imperiului Roman. Adică să-i silești și să-ți plătească. Nu, acum vă întreb. Ar fi iubit un om de ăsta în hațe? Oameni până ar fi iubit? Păi oricum, vezi, mă rog și la coret un pic. Dar apoi să vină să... Te uiți pe vizor, chitanță. Trebuie să plătești! Trebuie să plătești! Bun. Biblia ne spune că Iisus Hristos trecea prin Ierihon. Trecea pe acolo. Omul ăsta, Zacheu, mai marele vameșilor. Gândiți-vă ce privilegi avea omul ăsta. Gândiți-vă ce bani avea omul ăsta. Gândiți-vă ce dressing avea omul ăsta. Ce garderob avea omul ăsta. Ce avea omul ăsta în casă. Câte relații avea omul ăsta în vremea aia. La Imperiul Roman. Ce mai trebuia un om ca ăsta? Zacheu, ai tot ce vrei? Tot ce vreau. Ai mai putea să adaugi ceva? Nimic! Tot ce vreau! Numai că la urechile lui aude că trece Iisus prin localitatea lui. Și zice Biblia, Zacheu a vrut să meargă și el să-l vadă. Bă, să-l văd și eu pe Iisus, că am auzit multe despre el și vreau să-l văd. Numai că el avea două dezavantaje. Unu, era mai mic de statură. Și al doilea, așa cum a spus, era colector de taxe.
După când o prind Zacheu cu 3 camini de 1,90 m, la care vine și lua taxele lunar, și o zic, nu mă lăsa să vă... Când o să-mi țin Zacheu o mână, și zic, acasă, du-te. Știți ce putea să facă Zacheu în momentul ăla? No, țineți-l pe Iisus, eu mă duc în viața mea, nu mă interesează pe mine. Dar vedeți, un om care avea totul, avea o sete de el. El putea să meargă acasă, oamenii. Dar nu o să duc acasă. Și stai mă, să vede. Bun. Pe vremea aia, adică pe vremea aia, la noi în România tot așa e. Avem și un avem, mă dă strada principală, când mai avem strada principală. N-ai pe unde să o iei. Zice, mă, numai pe acolo poți să ia. Nu sunt străzi lăturalnice, pe șoseaua principală. Zacheu știa localitatea. Bun, zice, cam pe acolo trebuie să iasă. O fugire prin spatele caselor, s-o dus prin Miriște, o ajuns, o văzut un copac, s-a urcat în copac, era și mai mic din înălțime, dar și ca să nu-l prindă ăștia la alt, s-a urcat în copac și a stat acolo în copac. Și umbră frumos, zice, nu mă vede nimeni, stau, totul vreau să-l văd pe Iisus. Și mulțimea de oameni se îndreaptă spre copac unde Zacheu aștepta. Și se uită Zacheu, zice, uite-l, îl văd. În sfârșit îl văd și eu pe Iisus. Și din toată Iisus se oprește. Și când se oprește Iisus, se oprește toți. Și de ce ne-am oprit? Și se uită Iisus spre acel copac și zice, Zacheu! Dă-te jos! De grab! S-a uitat tot și ce? Uite la mine, zice, pe vameș! Astăzi vreau să intru în casa ta. O știut Iisus! Dar Iisus știe toate lucrurile și o știut Iisus că El, de fapt, trebuie să fie acasă. Dacă n-avea o sete. Dar prin faptul că a avut sete, s-a dus roata, l-a conjurat și a venit că a vrut să-L întâlnească. Și Iisus știa setea lui și a zis, astăzi vreau să intru în casa ta, Zacheu. Așa cum tu ai vrut să mă vezi și eu vreau să te văd în casa ta. Și l-a primit în casă, a pus Zacheu bunătăți pe masă, că avea de unde, a pus de toate. Și Hristos începe să predice Evanghelia. Și stă Zacheu, ascultați-ne ce fain e Biblia. Stă Zacheu și dintr-o dată Iisus e întrerupt de predică. Și zice Zacheu, stop! Oprește-te din vorbire! Fii atent, zice. Vreau să spun ceva. Uite ce m-am hotărât. Jumătate din averea mea. Deci avea averea. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Fai, când m-au auzit ăștia, cum mă, Zacheu, care fiecare leuț îl pune deoparte, zicea, nu atingeți de bani. Ăsta dă jumate din avere. Dar Iisus nu i-a cerut asta. Iisus nu a zis în casa lui. Știi ceva? Zacheu! Jumate trebuie să dai, zice, dacă vrei să fii mântuit. Dar în urma auzirii cuvântului, Zacheu zice, stop! Sunt oameni săraci care duc lipsă. Eu am de toate. Eu dacă te am pe tine, mi-e suficient. Așa că jumate dau săracilor. Și la un moment dat zice Zacheu și stai în mine. Cel sunt oameni pe care eu la viața mea am mai înțepuit, că n-am făcut pe ei. Le-am mai dat pe toți apă. Știi ceva? La toți ăștia. Le dau înapoi. Știți de câte ori? Dacă ai avea tu un prieten care ți-o dat apă de 10.000 de euro. Acum 5 ani. Imaginați-vă, un exercițiu de imaginație. Acum 5 ani, 10.000 de euro. Sau 1.000 de euro. Nu-i mai vezi. Ăla-i plecat. Să întoarce după 5 ani, tu clar, ți-ai pierdut orice. Comitetul nu mai putut să facă nimic. Poliția nu mai putut să facă nimic. N-ai avut nimic la mână, gata. După 5 ani se întoarce și te caută. Vine la tine la Cluj. Când l-ai vedea pe vizor. Da, mă, ce trebuie? Oricum tu nu l-ai putea ierta. Și să zică, uite, știi ceva? M-am gândit la aia 10.000, știi, care mi-ai dat. Uite, am fost, am lucrat în Spania, am făcut ceva, am venit să-mi dau banii înapoi. Te-ai bucurat? Aceeași întâmplare. Da, mă, ce trebuie? Uite, am fost în Spania, am lucrat, m-am gândit să-ți dau dublu, că ți-am ținut atâta timp. 20.000. Te-ai bucurat? Mi-e zâmbete. Oameni buni, doar un exemplu, nu vreau să vă bată nimeni la o șunță de-asta. Doar un exemplu. Dar au zis la Zacheu, la toți pe care am năpăstuit, la care le-am luat, au zis Zacheu, știi ce fac? Mă duc în seara asta acasă la fiecare, bat la ușă și toți care deschid, sau pe care știu că le-am făcut lucrul ăsta, le dau înapoi de câte ori? De 4 ori, omule! Să-ți apară la ușă cu 40.000, să zică, știu că ți-am luat 10.000. Îmi pare nespus de rău, am calculat dobândă, tot, plus rușinea, plus gestul, 40.000. E bine? Ce ai făcut? Băi, omule, nevastă! Pune masă! Intră-mă în casă, ești fratele meu, mă, nu? Tu de aici nu mai pleci, ești fratele meu.
Mă gândiți-vă, Zacheu, zice Zacheu așa, jumate din avere dau săraci. Și dacă am năpăstuit pe cineva, dacă cum am dat vreo țapă, dau înapoi de 4 ori. În momentul ăla, zice Biblia, se ridică Hristos în camera lui Zacheu și zice, acum a intrat mântuirea în casa ta. Pentru că odată cu mântuirea, vin și faptele oamenilor. Că sunt oameni care se pocăiesc și zice, odată cu mine m-am pocăit cu toate datorile, numai eu m-am făcut nimeni. Omule, ce ai de rezolvat trebuie să rezolvi. Așa ne învață Biblia. Și în momentul în care Zacheu a spus, eu rezolv toate problemele, vreau ca oamenii, când mă văd pe stradă, să-mi zâmbească. Acum, a zis Iisus, a intrat mântuirea în casa aceasta. Și Zacheu s-a umplut de bucurie, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că bucuria omului nu-i să aibă. Ați văzut? Ce ciudat. Câte vreme nu l-am avut pe Hristos, scopul lui a fost să strângă, să aibă seiful. Când a venit Hristos, a deschis seiful și a zis, las tot ce vreți! Tu rămâi cu mine. Mie mi-e trebuie pe Iisus. Eu vreau să rămân cu Iisus. În seara asta Dumnezeu să-ți împlinească setea sufletului. Toți avem o sete de asta. Că nu o recunoaștem, e ceva, da. Că suntem noi orgolioși, suntem, de multe ori. Dar avem o sete a sufletului, care nu poate împlini singurul, care e apa vieții. Iisus Hristos Domnul. Să mai dăm un exemplu. Tot de sete. Zice Biblia că Iisus Hristos trebuia să treacă în Iudeea. Și a zis Iisus, facem un ocol. Ucenicilor. Cum adică? Și intrăm prin Samaria. Și au intrat în Samaria. Ucenicii nu îndrăzneau să întrebe. Bă, de ce să intrăm în Samaria? Au intrat prin Samaria. Doar că la un moment dat, zice Biblia, ceasul al șaselea. Am avut și ocazia să mă duc în Israel. Oamenii care citeau acum 30 de ani Biblia, n-aveau unde să știe, pentru că n-aveau cum să ajungi în Israel. Acum 30-40 de ani, noi românii, cine ajunge în Israel? Că noi de-aia, de mulți oameni au pus adunările lor la 9 dimineața, că Petru și Ioan se iau la templu la ceasul la câtele? La 9. Și noi am pus la 9, că ne-am gândit că 9 dimineața. Ne-am gândit că la ceasul al 6-lea, la 6 dimineața. E bine, ceasul al 6-lea în Israel e 12. E amiază. Știți ce înseamnă amiază în Israel? 50 de grade minim. Deci ne dădeam răzi în autocar să ajungem până la o locație sau undeva. Eram terminați. O căldură extraordinară. Și spune Biblia, Iisus Hristos, în canicula aia, zice către ucenici, voi mergeți în sat și eu rămân aici. În canicula, lângă o fântână. Să uită ucenicii, păi cum să rămâi în canicula asta aici? Hai cu noi în sat, nu? Zice, mergeți voi în sat. Păi de ce? Eu rămân aici. Bun, dacă tu vrei, rămâi. Și au plecat oamenii. Au intrat în sat, s-au dus la magazin, s-au răcorit frumos. Iisus era în canicula. Cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, vedeți cum e la noi. La noi când vine un predicator, să fie, așa ne place nouă. Să ne aștepte lumea pe noi. Acolo știți cum era? Cel mai mare predicator al tuturor timpurilor. O trebuie să aștepte el să vină cineva să predice. Dar o știu Hristos, că în sufletul unei femei există o sete extraordinară în localitatea aia. Și să dea Hristos lângă fântână. O femeie, zice Biblia, care a avut o viață din punct de vedere moral praf. Pentru că ea a crezut că Ionel o va face fericită. Ionel nu a făcut-o fericită. O crezut că Costel o va face fericită. Nu a reușit nici Costel. O crezut că Marian o va face fericită. Nu a reușit nici Marian. O crezut că Dumitru o va face. Nu a reușit nici Dumitru. O încercat fiecare bărbat râmpere. Ăla are ceva, ăla n-are, ăla are plus, ăla n-are. Și nu a reușit să fie fericită femeia asta. Și din punct de vedere moral, viața ei a fost praf. Că dacă la țară ai avut doi, era gata. Știe până la 17-lea sat. Așa se știe la țară. Dar apoi să fie avut 6. Să știe? Păi câte exemple. Dragul mami, du-te și învață să nu ajungi ca aia. Asta știm noi să dăm exemple. Să te ferească Dumnezeu să ai viața ei. Tu trebuie să alegi bine. Tu trebuie să faci așa. Tu trebuie să faci așa. Exemple negative. Bărbați, fluierături, bancuri, câte vreme. Femeia asta era terminată din punct de vedere psihic. Și dacă nu-și dorea ceva, nu-și dorea să întâlnească pe nimeni. Asta era dorința ei. Bă, să nu întâlnesc pe nimeni. La țară. Știți mult cum e la țară. Dacă-s 40 de grade, cot roșu. Care dintre voi
la ora 12 la amiază, îl vezi pe live în față, că stă și se uită. Toată lumea e în casă, zice, trage și-am zis, zice, recoare, fain, dormim un pic de amiază, nu? E bine, femeia asta, o știut, că la ora asta toți sunt în casă. Oricine merge să-și ia apă de la fântână, merge dimineața sau seara. Nici de cum la amiază. Și femeia s-a deschis ușa, s-a uitat pe ulița satului, liniște, maxim. Și-a luat găleata și-a ieșit tip-tip din sat. Fără să audă nimic, liniște, zice femeia, în sfârșit, liniște. Nu mai strigă nimeni, nu mai râde nimeni, nu mai sunt bancuri, nu mai sunt fierături, liniște. Mă duc să-mi iau apă. Și la un moment dat ajunge femeia asta lângă fântână. Și când se apropie de fântână, vede pe un bărbat stând lângă fântână. Asta mai lipsă de ce aici cineva. Și când ajunge la fântână, bărbatul nu zice nimic, stătea acolo. S-a uitat de la îmbrăcămintea noi, că știți cum e, acum 200 de ani nu erau blugi. Cum 200 de ani toți eram în costume naționale. Știai care e român, care e francez, care e italian, după costumul național. Și s-a uitat, a văzut îmbrăcămintea lui, a zis, bă, măcar bine că nu-i de-a nostru, nu-i din zonă. O ajuns, o dat piatra aia la o parte, și-o coborât găleata, o ridicat găleata, când se pună piatra înapoi, bărbatul ăsta zice, femeie, dă-mi să beau. Se uită la el. Stai, mă. În primul rând, zice, exceptând faptul că nu ești de-a nostru, că te văd după îmbrăcăminte, în al doilea rând, cum adică îmi cer tu mie să bei? Tu, ca bărbat, îmi cer mie să bei? Și zice Iisus, femeie, dacă ai fi cunoscutul, cine este cel ce zice, dă-mi să bea. Chiar tu mi-ai cere mie să bei. Cum adică, ce să-ți ceri să bei? Păi tu, zice, ai venit acum la fântână și bei apă. Dar mâine la 12. Ești înapoi la fântână, că-ți trebuie apă. Dar eu am o apă, care dacă o bei, nu-ți va mai fi sete. Dar femeia nu a înțeles. Femeia s-a uitat la el. Gândiți-vă că femeia era cu un pas pe plecare. Să nu-l bagi în seamă. Și dintr-o dată, femeia lasă găleata și devine interesantă. Stai un pic, zice, ce oferte asta? Ce apă ai tu să-mi dai și să-mi mai fie sete? Pentru că eu văd un lucru, zice, atâta știu și eu să văd. Tu nici măcar n-ai vas. Păi de unde îmi dai tu să beau? Păi bun, să zicem, dă-mi să beau. De unde îmi dai, că tu n-ai vas? Eu am aici, vezi? Aici e apa. Tu, de unde îmi dai? Și zice Iisus, că eu n-am nevoie de vas. Pentru că tu ești vasul meu. Pentru că eu sunt fântâna vieții. Și eu dacă îți dau să bei din apa mea, în fiecare nu va mai fi sete. Și vasul tău va fi plin. Băi, omul, așa ceva la meu, zice. Păi bun, dă-mi să beau din apa asta. Și zice Iisus, bun, dar apa asta nu e doar pentru tine. E pentru oricine vrea, pentru oricine setează. Așa că du-te acasă, ia-ți bărbatul și vă toceți amândoi, că vreau să vă dau la mâine. Și se întristează femeia și zice, zice, problema e că n-am bărbat. Și spune Iisus, știu că n-ai bărbat. Ce îngeabă până acum? Și ăsta cu care stai, nu-i bărbatul. Și când aude femeia, zice, extraordinar, dar de unde îmi știi tu mie viața? Cine ești tu? Ești tu vreun proroc? Și spune Iisus, prorocul a fost Moise, prorocul a fost David, prorocul a fost Ilie, prorocul a fost Ieremia, prorocul a fost Isaia. Aici, lângă fântână, șade unul mai mare decât toți prorocii. Dar cine ești tu? Zice. Cine ești tu? Nu cumva ești tu Mesia? Și zice Iisus, eu sunt Mesia care îți vorbește lucrurile astea. Și femeia lasă găleata, ascultați-mă, și fuge înapoi în sat. O femeie care a ieșit din sat pe vârfuri să nu audă nimeni, femeia asta se întoarce în sat și strigă cât o fi în plămânii. Treziți-mă! Și jaluzele toți. Bă, cine-s cei? Cum? Și strigă femeia. Îi Dumnezeu la fântână! Mi-a descoperit viața! Există Dumnezeu! Veniți să vedeți! Stai un pic, mă. Adică tu ieși pe silent, încet, pe vârful, și te întorci cu tărăboiul ăsta? Dar ce s-a întâmplat? Știi ce s-a întâmplat? Femeia asta când a ieșit din casă, pe dinăuntru,
a ieșit goală, cu sufletul însetat. Dar când a stat în fața celui care este apa vieții, la auzul cuvintelor lui, acest vas al ei s-a umplut. Și când femeia asta s-a întors în localitate, din inima ei, au ieșit râuri de apă vie. Și a început să strige cât o țin plămânii. Există Dumnezeu și la fântână. Exact cum facem noi, oameni buni. Nu vă speriați de noi că urlăm în biserică. Urlăm pentru că știm de unde ne-a smuls Dumnezeu. Urlăm pentru că noi credem că Dumnezeul nostru merită strigăte de bucurie. Căci Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu de tinichea, nu e un Dumnezeu de tablă, nu e un Dumnezeu de lemn, nu e un Dumnezeu de piatră, e Dumnezeul cel viu, care lucrează, de la biserica e plină, că avem un Dumnezeu care smulge cu braț puternic. O grămadă de oameni pe care îi vedeți lângă voi, nu și-au mai dat ei singur șansă. O grămadă de oameni care îi vedeți lângă voi au fost alcooliști, au fost oameni de nimic, exact cum sunt eu care vă vorbesc în ziua asta. N-am mai avut nicio șansă. Cum să nu vin să vorbesc aici, când știu că a venit o zi în care Dumnezeu s-a coborât, m-a smuls din groapa pieirii și mi-a pus picioarele pe stânga care se numește Iisus Hristos Domnul! Iisus Hristos Domnul! Trăiască numele Lui! În seara asta, Dumnezeu este Cel care poate să-ți împlinească setea sufletului omului. Femeia asta s-a lăsat de toate. Pentru că s-a întâlnit cu Cel care este apa vieții. În seara asta, mă rog ca acesta care este apa vieții, fântână, să ți inunde sufletul tău, omul. Sufletul tău are nevoie de Iisus. Știți ce-mi place de acest Iisus? Că e un Iisus care chiar dacă tu nu-L cauți, te caută El, nu? Eu n-am avut moment în viața mea în care am spus, mă duc să-L caut. Dar am avut foarte multe momente în care veneam de la discotecă, beat, acasă, mă puneam în pat și totuși aveam o sete. Și îl simțeam că mă caut. Fără să-mi spună nimeni că există, fără să-mi spună nimeni du-te la biserică, fără să-mi spună nimeni că există proroci, fără să-mi spună nimeni să citesc Biblia, simțeam că mă caut. Simțeam că mă urmărești. Simțeam că nu sunt o întâmplare. Simțeam că pe pământul ăsta nu sunt oameni. Simțeam că am o valoare în mine. Numai că n-aveam puterea să fac nimic. Știam că mă pun în pat și spuneam s-o termina și ziua asta. Ne despărțam cu prietenii la cheful, mergeam acasă și spuneam bă, ce fain a fost. Dar în momentul în care mă puneam în pat și deveneam sincer, simțeam că sufletul meu strigă după Dumnezeu. Și când nu l-am căutat, a căutat El pe mine. Pentru că asta e specialitatea Lui. Să caute oameni. Și să-i aducă în biserică. Și să facă din ei arme puternice împotriva diavolului. Oameni pe care lumea nu dă doi bani. Oameni pe care familia nu dă doi bani. Oameni despre care părinții vorbesc și spun de copilul nu se va mai alege nimic. Avem un Dumnezeu care vede dincolo de haina aia pe care o porți. Și avem un Dumnezeu care poate să-L pătrundă cu privirea Lui în inima aia ta care bate. Și din inima ta să facă o inimă nouă care să bată pentru împărăția Lui. Ăsta e Dumnezeul nostru, oameni. Ne spune Biblia că la un moment dat, tot așa, o sărbătoare. Praznic. Praznic e sărbătoare. E bucurie, e mâncare și băutură câtă vreme. Și Biblia ne spune că la un moment dat, la un praznic ăsta, la o sărbătoare de asta, când toți erau la mese, când toți ciocneau, când toți mâncau, când toți erau plini, Hristos, spune Biblia, își alege o altă destinație și se duce undeva la poarta oilor. Unde acolo, la poarta oilor, era o scăldătoare numită Betesda. Și Biblia ne spune că în scăldătoarea aia erau mulți bolnavi. Mulți. Orbi, șchiopi, uscați, tot felul de boli. Și Iisus Hristos se prezintă la scăldătoarea. Ajunge Hristos la scăldătoarea aia. Și la un moment dat, trecând prin scăldătoarea, mulțimea de bolnavi, uitându-se acolo, se uită spre El. Mulți au auzit despre El. Puțin îl cunoșteau.
pentru că o auzit despre el, dar nu a avut posibilitatea să meargă, pentru că ei zi și noapte erau acolo. Pentru că ne spune Biblia că din când în când, apa aia, cât era asta, cam atâta era, cât e aici la noi. Din când în când, apa aia se tulbura. Și când se tulbura apa aia, se cobora un înger de al lui Dumnezeu în mijlocul apei. Și primul care ajungea în apa aia, era vindecat orice boală ar fi avut, auziți? Orice boală! De nu conta diagnosticul. Diagnosticile se rupeau acolo, nu mai conta ce boală ai. În momentul în care intrai în prezența lui Dumnezeu, orice boală era vindecată. Singura condiție era asta. Să fii primul care se coboară în scăldător. Ați înțeles? Simplu. Și fiecare aștepta. Cu o mamă, cu un tată, cu un verișor, cu familie, cu oameni. Fiecare aștepta când se tulbură apa, când încearcă să se miște apa, să-l ia și să-l arunce în apă, să fie vindecat. Dar astăzi, pentru prima dată, intră Hristos acolo la scăldător. Și toți bolnavii vorbeau acolo cu neamurile, cu toți care au se uitau. Și Hristos se oprește în dreptul unui slăbănoc. Și se uită la el și zice... Biblia spune așa, știind că e bolnav de multă vreme, de 38 de ani. După 38 de ani, tot aici. Tot aici. Nu te-o vindeca nimeni? Nu. Păi cum de nu te duci în altă parte? Nu ți-ai pierdut credința? Nu. Știu că va veni o zi în care voi intra și în scăldătoare. Într-o noapte, când dorm toți. Dar mă voi tărâ și cu ultimele puteri voi ajunge în scăldătoare. Și eu nu mă duc de aici până când Dumnezeu nu mă va vindeca. Și se uită Iisus la el și zice, tu vrei să te faci sănătos? Tu vrei să te faci sănătos? Omule, vrei să te faci sănătos? Și zice omul, ia-ți aici. Este 38 de ani aici și vreau. Numai ca să fiu sănătos, trebuie o condiție. Să ajung primul an. Și eu n-am venit aici. Îl vezi pe el, zice, ai mama sa, ai tată sa, uite, ăla cu doi verișori, ăla altul cu socru. Fiecare are pe cineva să-l ajute repede să ajungă în apă. Și eu n-am pe nimeni. Și ca să ajung acolo, trebuie cineva. Condiția e ca să ajung în apă. Dar avem un Dumnezeu, oameni bun, așa de mare. Dacă omul ăsta n-a putut ajunge la apă, a fost ziua în care a venit apa la el. Cel care e apa vieții. S-a oprit în dreptul lui și a zis, tu n-ai nevoie să ajungi la apă. Ba da! Tu nu știi regulile! Regula e simplă, trebuie să ajung în apă. Și ai zis Iisus, nu! Scoală-te. Ridică spatul și umblă. Și dintr-o dată omul ăla a simțit o putere. Și dintr-o dată omul ăla a simțit ce nu a simțit de 38 de ani. Dintr-o dată omul ăla a știut că nu mai are nevoie de mișcare apei. Pentru că a văzut că poate să-și miște singuri picioare și mâinile. Și dintr-o dată peste omul ăla a venit din nou puterea de bărbat. Și s-a ridicat în picioare. N-a avut pe nimeni. Dar cel care este apa vieții s-a oprit în dreptul lui. Și în seara asta vreau să facem rugăciune. De-aia închei mai repede, pentru că vreau să facem rugăciune. În care Dumnezeu din cer să toarne ploaia lui peste voi. Vom face o rugăciune în care Dumnezeu va cerceta inimii. Vom face o rugăciune în care oameni vor veni la scăldătoare. Vreau să facem o rugăciune în care Hristos să se oprească în dreptul vostru, oameni. La un moment dat, Hristos era pe cruce. Murea. Și stând acolo pe cruce,
s-a uitat pe toată mulțimea care era acolo. Și cu ultimele puteri a strigat asta. Mi-e sete! Și când a auzit ostașul, repede, am muiat buretele și dă-i să bea. Și când arunc buretele la gură, zice Biblia că Iisus și-a întors asta. Păi măi omule, striga că ți-e sete! Oare cum putea să înseteze cel care s-a lăudat, care o apă, după care nu-ți va mai fi sete niciodată? Nu v-ați gândit vreodată, cum să strige Hristos care a făcut apa, mi-e sete? Hristos are o sete, oameni. Setea lui știți care e? După voi. De ani o trăguit apă. De ani o trăguit lichide. El nu se satură cu lucrurile astea. El se satură cu voi, cu mine. Și când Hristos a strigat, mi-e sete, s-a uitat spre oameni și a zis, mi-e sete de mântuire. Mi-e sete că oamenii își schimbe viețile. Mi-e sete de voi. Mi-e sete! Mi-e sete, a strigat Iisus. Și în seara asta Hristos strigă în Biserica Betel. Mi-e sete de tine, omule! Mi-e dor să vorbim noi doi! Mi-e dor să te scot din întuneric! Mi-e dor să-ți vorbesc gură către gură! În seara asta Hristos, Domnul, prezent aici! Amin. Și în seara asta vreau să ne rugăm. Știi de ce ești aici în seara asta? Ești aici pentru că ți-e sete. Mulți am venit din obișnuință, mulți am venit că e evanghelizare, mulți am venit să vedem ce va fi, cum va fi. Oameni buni! Ocupați un loc în seara asta aici pentru că sufletul vostru tânjește după Dumnezeul cel viu. Aleluia! Ocupați un loc în seara asta aici pentru că inima voastră bate pentru cer! Ocupați un loc în seara asta aici pentru că pământul vieții voastre strigă. Mi-e sete. Mi-e sete. Dar în seara asta, vestea cea mai bună care pot să vă aduc prin credință este că se aude vuie de ploaie. Și Hristosul despre care vorbim și pe care îl cunosc în seara asta vrea să trimită ploaia timpurie peste voi. Vrea să trimită puterea de la Rusalii peste voi. Seara asta, Hristos vrea să-ți umple sufletul tău cu apa lui cea vie. Oameni buni, vrea să ne cercetăm. Am intrat în anul 2019. Am promis și în 2018, am promis și în 2017, am promis și în 2016. Că ne vom schimba, că vom posti mai mult, că ne vom ruga mai mult, că vom face aia, că vom face aia. Ne faci? Le faci, omule? E atâta de trist. E atâta de trist să avem un Dumnezeu care în fiecare an să mijlocească la Tatăl pentru noi. Eu vă spun sincer că eu nu m-am săturat. În fiecare an să zică, nu, nu te rog, mai lasă. Și în fiecare an s-auzi vocea lui Dumnezeu care spune, pentru ce? Spune-mi ce face! Pentru ce să-l mai las? Îți vin în minte motive pentru care Dumnezeu să te lasă? Omule, îți vin în minte motive pentru care Dumnezeu ar fi cumva obligat în 2019 să te lasă? Ai tu viața asta care, de fapt, să atragă protecția și palma lui Dumnezeu peste tine? Puneți întrebarea în seara asta. Când Dumnezeu întreabă, pentru ce? Ce îți vine în minte? Eu m-am săturat, vă spun sincer. În fiecare an promit, în fiecare an promit, în fiecare an promit. Și Iisus spune, și eu îți promit că nu să te mai las, dar fă ceva. Și eu îți promit că nu să te mai las, dar fă ceva. Că de fapt ceea ce face Hristos e să se bate între Dumnezeu, între dreptatea lui Dumnezeu și tine. Căci Dumnezeu are două mâini, oameni buni, două mâini!
și cu o mână în fiecare zi protecție, pază, binecuvântare, milă, vindecare. Dar are asta, mâna asta dreaptă, cu care nu face altceva în fiecare zi decât să împingă dreptatea, care stă să vină oameni buni, în fiecare zi stă să vină peste noi dreptatea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu alege să împingă dreptatea și cu mâna stângă să lase milă în Betel, să lase vindecare, să lase binecuvântare. Și zice, mai stai! Și lasă har! Mai stai, că trebuie să se pocăiască! Și lasă milă! Mai stai, că au promis! Și iară lasă pază! Dar în 2019, omule, te pocăiești! Pocăiților, anul 2019 este anul lui Dumnezeu! Se aude voie de ploaie? A cântat aici Rebecca, vine Iisus, oameni! Aleluia. Cel mai mare regret al nostru va fi ăsta. Că ne-am pocăit și am stat o viață cu mâine în sân. N-am făcut nimic. Sau am făcut prea puțin. Dar mă rog, anul 2019 să fie anul Domnului, în care biserica să se smerească, în care biserica să se întoarcă, în care biserica să se trezească. Și a spus Dumnezeu, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, se va întoarce, eu mă voi comori, voi ierta păcate, voi face semne și minuni și voi tămădui țara. Depinde de noi. Și în seara asta vreau să facem o rugăciune. Haideți să ridicăm picioare. În seara asta vreau să facem o rugăciune și să nu plece nimeni acasă decât cei care pământul vieții lor este plin de iarbă, ca o grădină. Păi, poți să pleci. În seara asta vreau să rămânem în prezența lui Dumnezeu. Cei care avem pământul vieții uscat, crepat, cei care nu mai simțim ce ar trebui să simțim. Vreau să fie o seară a sincerității. Vreau să fie o seară în care să-L prinde pe Hristos din pala hainului și să spunem aici. Și vreau binecuvântarea ta în seara asta. Vreau din mâna ta să curgă rouă în seara asta. Vreau din mâna ta să curgă un de lemn sfânt peste capetele noastre, peste bărbiile noastre, peste veșmintele noastre și acolo unde vezi mădulare bolnave să se coboare un de lemnul vindecării peste noi. A fost un rege pe care Israelul a iubit extraordinar și încă iubesc extraordinar israeliți, David. Și la un moment dat, David ăsta, regele ăsta extraordinar, și-a făcut o cercetare. Și-a zis, Doamne, Doamne, cercetează-mă Tu, a zis. Că parcă nu mai plâng de mulți ani. Cercetează-mă Tu, că zici, eu nu mai simt nimic. Eu nu mai simt bucuria care o simțeam altă dată, că luam harpa, zice. Cercetează-mă Tu, zice, că nu mai am chef să deschid Biblia, nu știu ce-i cu mine. A zis David, cercetează-mă Tu, Doamne, că nu mai ești ce-ar trebui să fiu. Nu te mai simt cum te simțeam altă dată. Parcă ești în afara casei mele. Sunt singur, abandonat aici. Cercetează-mă Tu! Și a zis David așa. Vezi dacă sunt pe cale greșită. Simțea David asta. Știi ce face cel mai mult la rugăciunea lui David? A zis, și dacă sunt pe o cale greșită, uitați la David ce făcut. M-a zis, mă. A zis, Doamne. Doamne, că eu nu pot, că dacă puteam eram acolo, nu făceam rugăciunea asta. A zis David mâna și a zis, apucă. Doamne, că eu nu pot. Dacă nu-s pe calea unde ar trebui să fiu și dacă nu-s cum ar trebui să fiu, ia-mă de mână, că de-aia stau cu ea întinsă. Ia-mă și du-mă pe calea veșniciei. Ia-mă! N-am puterea să o fac! Ia-mă! Prinde-mă de mâna asta, că de-aia stau cu ea întinsă. În seara asta, asta e rugăciunea care vreau să o facem lume. Vreau să mă rog, nu numai eu. De aceea, în seara asta, vreau să fie aici în față. Oricare suflet
care în seara asta vrea să spune mise. Oricare suflet care vrea să vină să se îngenuncheze și să spune mise. E dor de tine. E dor de prezența ta. E dor să vorbești. E dor să-mi vibreze ființa când îmi vorbești. E dor de tine. În seara asta vreau să ieși din mulțime. În seara asta vreau să fiu un Zacheu care să înconjor mulțime. Și să fie aici în față să le rugăm. Vreau să pun numele lui Iisus peste tine. Vreau în seara asta să vii aici în față și să-mi tinzi mâna. Să zici, ia. Dumă. Unde vrei? 2019, dar Dumă. Nu mai vreau singur, nu mai pot singur. Apucă-te mâna și Dumă. Vreau să fie o rugăciune care să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. De aceea în seara asta te chem orice ne fi. Te chem în seara asta să ne rugăm. Îl simt pe Dumnezeu aici și vreau să ne rugăm. Vino și tine de mână. Hristos e cu mâna întinsă aici în față. E gata să te apuce de mână, oricare ești aici, de la balcon, de jos. E seara în care Dumnezeu așteaptă oameni care să vină aici în față să spună mie miserul de tine. Mie miserul de prezența ta. Mie miserul de atingerea ta. Omule, dacă nu mai simți și simțeai înainte, dacă nu ești cum ar trebui să fii, nu e o rușine să fii, e o rușine să stai acolo cu ești. În seara asta e două variante. Una, să fii un laș, să stai acolo, să plângi pentru lașitatea ta. Sau doi, să spui, nu mă interesează ce crede de stânga sau dreapta, mie mi se. Și în seara asta mă duc să beau apă. În seara asta să aud din vuie, din ploaie, din partea lui Dumnezeu. Și în seara asta să te atingi de Dumnezeu. În seara asta Hristos Domnul te cheamă aici. De aceea, în aceste momente, vreau să cânt de frate o cântare. Și vreau să vă cercetați. Aici mi-e frate. Aici mi-e frate. Și vreau să vă cercetați. Și toți aceia care aveți nevoie de atingerea lui Iisus. Toți aceia care aveți nevoie să strigați în gura mare. Mie mi-e sete. Mie mi-e sete. Vrem în seara asta să punem numele lui Jehova Shalom, în Dumnezeu al păcii peste voi. În seara asta, cel care este fântână, să curgă din apa lui peste voi și plecând din locul acesta, din inima voastră, să țâșnească râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Și Scriptura este adevărată. Scriptura lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. În seara asta, este Hristos aici, la fântână, te așteaptă. Nu lăsa cu mâna prin zon. Nu un spectacol ce facem aici. Aici se dă o luptă pentru vieți. În seara asta poate unii să moară dintre voi. Poate eu să mor. Cum te duci cu pământul vieții tale? Uscat? Crepat? Cum e grădina care ți-a sădit cu Dumnezeu? Vino în seara asta. Să-ți unde Dumnezeu grădina vieții tale. Vino în seara asta. Râul ce curge, Iisus azi vă cheamă să fiți vindecat. Aleluia. Veniți, veniți azi la apă. Veniți. Cei ce însetați. Doar cei ce însetează. Să fiți umpluiți. Cei care sunt sătui, rămâneți acolo. Veniți, râul ce curge. E un râu care curge. Iisus azi vă cheamă. De sub tronul lui Dumnezeu. Să fiți vindecați. Aleluia. Să fiți mântuiți. Aleluia. Va veni împărăția ta, cu Iisus cel Mianos ta, toată viața ta. Aleluia. Este cel omeric.